Conform procedurii, astăzi va avea loc susținerea publică a tezei de doctor în științe politice la specialitatea relații internaționale și diplomație a doamnei Cotilevici. Vreau să spun de la început că documentele toate sunt prezente, sunt prezentate, este mapa, prima variantă care pe urmă se completează, dar pentru a face cunoștință cu dosarul, permiteți-mi să-i ofer cuvântul secretarii. Da, poftim. Da, vă mulțumesc, domn președinte, onorat, onorați membri ai comisiei de susținere a tezei de doctor ai doctorandei Cotilevici Violeta cu genericul Relațiile moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, realități și perspective, dosarul privind și cu totalitatea actelor incluse pentru a fi depuse la ANACEC de către Cotilevici Violeta, a fost depus în conformitate cu în termenii necesari stabiliți de către regulamentul privind la susținerea tezilor de doctorat. Permiteți-mi să dau citire dispoziției din 16 februarie 2022, unde se autorizează, s-a autorizat evaluarea prealabilă a tezei de doctor în științe politice cu titlul Relațiile moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, realități și perspective, la specialitatea 562.02, istoria relațiilor internaționale și politice externe, elaborată de către Cotilevici Violeta, conducător științific Cebotar Svetlana, doctor habilitat conferențial universitar. În contextul dispoziției se menționează că doctoranda a acumulat 140 de credite pe durata ciclului 3 de studii superioare, a prezentat teza de doctorat și rezumatul tezei în redacția finală conform prevederilor ghidului privind redactarea tezelor de doctorat și a rezumatelor elaborate de către școala doctorală. Dispune de numărul necesar de publicații științifice la tema tezei de doctor, în total 32 de publicații, inclusiv articole științifice în reviste internaționale și naționale de categorie B și C. A participat la conferințe și la alte foruri științifice naționale și internaționale, în total 10 comunicări la conferințe. Totodată se menționează că teza, lucrarea doamnei Cotilevici Violeta, nu conține elemente constitutive ale unui plagiat. Dar permiteți-mi să dau citire și extrasului din procesul verbal numărul 4 de la ședința online. Deci ședința online din 4 noiembrie 2022 a Consiliului Științific a Universității de Stat din Moldova, unde a fost ca obiect de referință aprobarea comisiei de doctorat. Astfel, în temeiul regulamentului instituțional privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul 3, aprobat la ședința Senatului din 25 iunie 2021, și a procedurii operaționale de admitere la susținerea publică a tezei de doctorat, adoptată la ședința Senatului Universității de Stat din 03.04.2018, se aprobă componența Comisiei de Doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctor cu titlul Relațiile moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, realități și perspective, elaborată de către doamna Cotilevici Violeta la specialitatea 562.02. Și în contextul dat se admite comisia după cum urmează. Domnul profesor Solomon Constantin, profesor universitar, doctor habilitat, președinte al comisiei, Hârbu Diana, conferențiar universitar, doctor în științe politice, secretar al științific al Comisiei de Susținere Publică a Tezei, doamna Cebotar Svetlana, conferențiar universitar, doctor habilitat în științe politice, conducător de doctorat, Vasilescu Grigori, profesor universitar, doctor habilitat, membru al comisiei, Moraru Victor, profesor universitar, doctor habilitat în politologie, membru corespondent al Academiei de Știință a Moldovei, Academiei de Știință a Moldovei, referent oficial, Popovici Angela, doctor în istorie, conferențiar universitar, Academiei de Administrare Publică, referent oficial, Rotaru Veronica, doctor în Științe Politice, conferențiar universitar, referent oficial. În contextul celor expuse, vreau să menționez că totalitatea, așa cum am menționat, că totalitatea actelor necesare incluse în dosar au fost prezentate,
Astfel s-a dat citire deja extrasul deciziei Consiliului Științific al Universității de Stat de aprobarea temei, conducătorul științific al Comisiei, a Comisiei de Îndrumare. Extrasul prin decizia Consiliului Științific al Universității de Stat de redactarea titlului tezii, conducătorul științific și a Comisiei de Îndrumare. Declarația cu privire la originalitatea tezei de doctor, lista lucrărilor științifice, curriculum vitae, CV-ul doctorandei, informații privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Doctorat, adeverința privind parcurgerea programului de doctorat, raportul de similitudini, rezoluția cu privire la raportul de similitudini, procesul verbal cu privire la stabilirea datei susținerii publice, notificarea privind predarea tezei de doctorat, dispoziția Școlii Doctorale Științe Sociale și al Educației cu privire la admiterea pentru evaluarea preliminară a tezei de doctorat, acordul conducătorului științific și al Comisiei de Îndrumare privind admiterea pentru susținerea publică, recomandările Comisiei de Îndrumare, avizul Departamentului Relații Internaționale privind admiterea pentru susținerea publică a tezii, procesul verbal al ședinței Departamentului Relații Internaționale, cerere de formare a Comisiei de Doctorat plus demersul, extrasul din procesul verbal al ședinței Consiliului Științific de aprobare a Comisiei de Doctorat, acordurile membrilor Comisiei de Doctorat, cerere pentru plasarea pe site-ul ANACEC a tezii și a rezumatelor, lista organizațiilor unde a fost expediat rezumatul și teza, referatele de analiză, rapoartele referenților oficiali, avizele, copia actului de identitate a candidatului, teza de doctor și rezumatul tezii în limba română și limba franceză. În contextul celor expuse, permiteți-mi să dau citire CV-ului candidatului doctorandii Cotilevici Violeta. Dumnezeu, din octombrie 2021 și până în prezent este șef adjunct la secția managementul calității a Universității de Stat din Moldova. În perioada aprilie 2019-2021 a activat în calitate de șef secție dezvoltare curriculară, departamentul managementul calității a Universității de Stat. August 2016, martie 2019, a fost șef oficiu dezvoltare curriculară, secția managementul calității, evaluare și dezvoltare curriculară a Universității de Stat din Moldova. Perioada 2019 și până în prezent este lector, departamentul limba engleză și franceză specializate, facultatea de litere, și totodată este perioada 2014-2019 lector la departamentul relații internaționale, facultatea relații internaționale, științe politice și administrative a Universității de Stat din Moldova. Vorbește fluent limba franceză, engleză, limba rusă și deține, cum am menționat, numărul suficient de publicații necesare pentru susținerea unei teze de doctorat. În contextul celor expuse, onorați membrii ai Comisiei de susținere a tezei de doctorat, permiteți-mi de a oferi cuvântul doctorandei. Acum, referitor la dosar, vă rog, stimați membrii Comisiei, dacă sunt întrebări referitor la dosar. La dosar. Nu sunt. Nu sunt. Da, iată acum, conform regulamentului, îi oferim cuvântul, prevede până la 40 de minute, dar de regulă noi facem operativ. La 20 de minute. Noi avem autoreferatul, tot este în fața noastră, am făcut cunoștință cu teza, toți membrii și, comisii și referenții, așa că ne stăruim în jurul la. Onorată asistență, stimați membri a Comisiei de Doctorat, permiteți-mi să mă expun asupra subiectului relațiile muro-franceze în contextul procesului integraționist european, realități și perspective. Conform concepției politicii externe a Republicii Moldova, ținând cont de ponderea statelor occidentale dezvoltate în economia mondială, în special a țărilor din grupul celor 7 și de rolul pe care îl joacă aceste țări în relațiile internaționale, în menținerea păcii și securității în lume, precum și de sprijinul care ni se acordă din partea statelor acestui grup, Republica Moldova va acorda o atenție sporită dezvoltării relațiilor de parteneriat și cooperare pe multiple planuri cu SUA, Germania, Franța, Italia, Marea Britanie și Canada. Prin urmare, unul din scopurile centrale ale politicii externe a Republicii Moldova rămâne extinderea relațiilor bilaterale cu cele mai importante state europene. În acest context, dezvoltarea continuă a cooperării moldo-franceze se prezintă ca o prioritate incontestabilă a politicii externe a statului. Rolul Franței pe arena internațională este unul major, reprezentând a cincea forță economică mondială, cât privește gradul de studiere a temei.
Problematica relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european nu este suficient analizată. Nu există studii integre care ar cuprinde întregul areal de probleme și perspective existente în colaborare dintre Republica Moldova și Republica Franceză. Acest vid este prezent atât în literatura de specialitate din spațiul european, cât și în cea autohtonă, fapt care ne lasă loc pentru cercetări ulterioare. Spre deosebire de multitudinea cercetărilor dedicate fenomenelor politică externă, relații bilaterale, proces integraționist, problematica relațiilor moldo-franceze rămâne un subiect mai puțin examinat în literatura de specialitate. Fenomenul politicii externe este supus analizei de către Braillard, Jalili, Petitville, Kessler, Hill, Lefebvre, Morin. Autorii care au studiat politica externă a Republicii Moldova sunt Juc, Cebotari, Saca, Solomon, Rotaru, Cojocaru, Căldare, Rusnac, Moșneacă. Cercetării occidentali care au studiat procesul integraționist, Rosamund, Deutsch, Haas, Kelstra, Brucan, Delivey. În știința autohtonă, conceptul de integrare europeană a devenit obiectul de cercetare a următorilor savanți: Moraru, Vasilescu, Hârbu, Cebotari, Beniuc. Aspecte ale relațiilor moldo-franceze au fost analizate de către Neguța, Cosma, Spânul, Popovici, Leancă, Țâu, Sneu. Republica Moldova, în calitate de țară francofonă, a fost prezentată de către autorii francezi Parmentier, Durieux, Attali. Caracterul inovator al cercetării relațiile moldo-franceze în contextul procesului integraționist european rezidă în faptul că pentru prima dată în literatura de specialitate, atât în cea străină cât și în cea din Republica Moldova, s-a încercat a construi imaginea integrală a principalelor aspecte ale cooperării moldo-franceze în domeniul politic, economic și sociocultural. Utilizarea acestui studiu este binevenită la cercetarea noilor aspecte și direcții ale cooperării moldo-franceze în contextul procesului integraționist european. În conformitate cu actualitatea și gradul de investigație a temei, ne propunem drept scop studiu conceptual, teoretic, metodologic, analitic al relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, precum și perspectiva de dezvoltare a acestora. În vederea realizării scopului propus, au fost formulate următoarele obiective: analiza istoriografiei cercetării relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, definirea și analiza fenomenului politicii externe, al relațiilor bilaterale și al procesului integraționist european, identificarea conceptual-teoretică a interacțiunii, relații bilaterale, proces integraționist, formularea abordărilor metodologice ale cercetării relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, examinarea cadrului juridic al relațiilor moldo-franceze, estimarea dimensiunii politico-diplomatice a relațiilor moldo-franceze, evaluarea cooperării moldo-franceze din perspectiva economică și socioculturală în contextul procesului integraționist european, determinarea parteneriatului francofon Republica Moldova, Republica Franceză în contextul procesului integraționist european. Ipoteza de cercetare a tezei de doctor susține că Republica Franceză, stat cu o pondere decizională considerabilă în structurile Uniunii Europene, este unul dintre principalii parteneri care susțin procesul integraționist al Republicii Moldova. Cât privește structura lucrării, partea preliminară cuprinde toate elementele cerute de ghidul cu privire la redactarea tezelor de doctor. Partea principală este, deci cuprinde introducerea, capitolul 1, aspecte istoriografice și conceptual-teoretice ale cercetării relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, capitolul 2, evoluția relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, aspecte metodologice. Capitolul 3, consolidarea parteneriatului moldo-francez în contextul procesului integraționist european, concluzii și recomandări. Și partea complementară, formată din bibliografie, anexe, declarația privind asumarea răspunderii și CV-ul. Capitolul 1 al tezei conține două subiecte importante: studiul istoriografic și reperele conceptual-teoretice ale cercetării relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european. Pentru o mai bună comprehensiune a relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, în primul paragraf se prezintă în sinteză studiile efectuate cu referire la subiectul dat, dar și se face o prezentare a literaturii de specialitate în relație cu tema de cercetare abordată.
Relațiile moldo-franceze, deși nu sunt suficient supuse cercetării, merită atenție atât pentru mediul academic, cât și pentru liderii politici din Republica Moldova și Franța. Interesul pentru relațiile politico-diplomatice, comerciale, socioculturale dintre Republica Moldova și Franța, pentru parteneriatul francofon dintre cele două țări, în contextul procesului integraționist european, oferă cercetării o direcție mai puțin întâlnită în literatura de specialitate. În cel de-al doilea paragraf, sunt definite conceptele fundamentale, respectiv este analizat fenomenul politicii externe, sunt elucidați termenii de relații bilaterale, proces integraționist, europenizare. Autorul identifică, din punct de vedere conceptual-teoretic, interacțiunea dintre relații bilaterale, proces integraționist, realizate prin politica externă. Analiza relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european are la bază o abordare metodologică și diversă, interdisciplinară, în scopul verificării ipotezii înaintate, determinării nivelului de dezvoltare a dimensiunii politice, a cadrului juridic și identificării concluziilor relevante. Prin urmare, primul paragraf este dedicat abordărilor metodologice ale cercetării relațiilor moldo-franceze. Deci, la fel, astfel, principiile, abordările și metodele de investigație științifică utilizate și descrise aici au contribuit la fundamentarea teoretico-aplicativă a obiectului de studiu. Al doilea paragraf, cadrul juridic al relațiilor dintre Republica Moldova și Republica Franceză. Pentru o mai bună comprehensiune a relațiilor moldo-franceze la etapa actuală, a apărut această necesitate de a face o analiză a principalilor documente care reprezintă baza juridică a relațiilor dintre cele două țări. În cel de-al treilea paragraf al capitolului 2 se evaluează dimensiunea politico-diplomatică a relațiilor moldo-franceze. Odată cu obținerea independenței, Republica Moldova, în calitate de subiect de drept internațional, a stabilit relații diplomatice cu un șir de state ale lumii, inclusiv cu Republica Franceză. Dezvoltarea relațiilor bilaterale depinde în mare măsură de cooperare eficientă în domeniul economic și sociocultural. Aceste două domenii trebuie explorate la maxim, în sensul asigurării unui dialog deschis și progresiv dintre Guvernul Republicii Moldova și cel al Republicii Franceze. În acest context, cel de-al treilea capitol cuprinde evaluarea nivelului cooperării moldo-franceze din perspectiva economică și socioculturală și determinarea rolului parteneriatului francofon, Republica Moldova, Republica Franceză, în contextul procesului integraționist european. În primul paragraf, dimensiunea economică a relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, autorul cercetează relațiile economice dintre cele două țări. Odată cu obținerea independenței de către Republica Moldova, relațiile moldo-franceze au cunoscut o dezvoltare ascendentă, acestea fiind caracterizate prin multiplicarea vizitelor, prin crearea... unui parteneriat comercial permanent. Republica Moldova, fiind amplasată din punct de vedere geografic între Ucraina și România, la răscrucea unei rețele de transport, care se dezvoltă mult, dispune de un teren de implantare a întreprinderilor interesate pentru investitorii francezi. Cooperarea economică moldo-franceză este vizibilă, importantă, dar totuși insuficientă. În paragraful specific colaborării moldo-franceze în domeniul sociocultural se face referință la dimensiunea socioculturală, care contribuie la consolidarea relațiilor moldo-franceze. Un pas important în acest domeniu îl are semnarea în 1994 acordului de cooperare culturală, științifică și tehnică între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze. În cel de-al treilea paragraf, parteneriatul francofon Republica Moldova-Republica Franceză în contextul procesului integraționist european este analizat rolul francofoniei, care reprezintă un cadru privilegiat al dialogului Republica Moldova-Franța, relevant prin dimensiunea politică, economică de colaborare dintre statele cu statut de membru, asociat sau observator. Problema științifică importantă soluționată constă în elaborarea cadrului conceptual-teoretic al relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european și în determinarea nivelului de colaborare a Republicii Moldova cu Republica Franceză,
în domeniul politic, economic, sociocultural. Acest fapt a contribuit la confirmarea existenței posibilităților care ies din parteneriatul moldo-francez în scopul facilitării procesului integraționist european al Republicii Moldova. Concluzii generale. Prima concluzie. Supunând analizii istoriografia cercetării relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, observăm că în literatura de specialitate autohtonă, inclusiv cea din Franța, se acordă o atenție insuficientă problemei respective. Spre deosebire de multitudinea cercetărilor dedicate fenomenelor politică externă, relații bilaterale, proces integraționist, problematica relațiilor moldo-franceze rămâne un subiect puțin examinat în literatura de specialitate. Lipsa unor lucrări științifice care să ne ofere un tablou integru a relațiilor moldo-franceze ne permite să ne pronunțăm asupra necesității extinderii ulterioare a cercetărilor atât de în țară cât și de peste hotare cu referire la subiectul dat. Examinând a doua concluzie, examinând identificările conceptual-teoretice ale interacțiunii prezente între fenomenele relații bilaterale și proces integraționist realizate prin intermediul politicii externe, atestăm existența raportului de complementaritate. În scopul integrării, fiecare actor, în cazul dat, statul, inițiază un dialog privind cooperarea sau stabilirea unor relații de cooperare pe dimensiunea politică, economică sau socioculturală. Dacă relațiile bilaterale reprezintă relațiile dintre doi actori, în cazul dat Republica Moldova-Franța, Republica Moldova-Uniunea Europeană, procesul integraționist reprezintă modalitatea integrării pe dimensiunea politică, juridică, economică, socioculturală ale unor state în cadrul instituțiilor organizațiilor. În acest context, politica externă devine un mijloc de realizare a relațiilor bilaterale, prin intermediul cărora se are loc dezvoltarea oricărui proces integraționist. În contextul analizei interacțiunii fenomenelor date, putem afirma că relațiile bilaterale stau la baza oricărui proces integraționist. Statele, cooperând între ele, contribuie la formarea și fortificarea relațiilor bilaterale, interstatale, care la rândul lor sunt realizate prin intermediul politicii externe. Privită din perspectiva că politica externă este mijloc de realizare a relațiilor interstatale, aceasta stă și la baza procesului de integrare a statelor în diferite uniuni. Astfel, integrarea, ca fenomen ce unește state, actori geopolitici și actori de drept internațional în uniuni suprastatale, se realizează prin intermediul politicii externe a statului, care prin activitatea sa pe arena internațională contribuie la edificarea relațiilor bilaterale. A treia concluzie. Deși sunt semnate mai multe acorduri de cooperare până în prezent, cadrul juridic al relațiilor moldo-franceze rămâne a fi unul insuficient, lăsând loc pentru noi perspective de semnare a acordurilor bilaterale în diverse domenii de activitate pentru o mai bună cooperare între cele două țări. Făcând o analiză comparativă dintre lista tratatelor bilaterale încheiate de Republica Moldova și Franța și lista tratatelor bilaterale încheiate de Republica Moldova cu alte state membre ale Uniunii Europene, ajungem la concluzia că baza juridică a relațiilor moldo-franceze este destul de modestă. Numărul redus de acorduri încheiate reprezintă un impediment. Încheierea de acorduri bilaterale moldo-franceze pe mai multe segmente ar fi benefică Republicii Moldova în contextul procesului integraționist european. A patra concluzie, ca rezultat al cercetării dimensiunii politico-diplomatice a relațiilor dintre Republica Moldova și Franța, observăm un tablou segmentat pe perioade de dezvoltare și de stagnare. Șansele oferite Republicii Moldova de către Republica Franceză și de către Uniunea Europeană nu au fost întotdeauna apreciate și explorate de către autoritățile de la Chișinău. În domeniul politic nu s-au făcut eforturi suficiente din partea Republicii Moldova pentru a trezi interesul Franței și a trece la un alt nivel de dezvoltare a relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european. Republica Moldova, având aspirații integraționiste pentru arealul european, are nevoie de sprijinul politic din partea Franței. Republica Franceză susține aspirațiile de democratizare și cele de racordare la standardele europene ale țării noastre. Ajutorul acordat de către Franța Republicii Moldova în procesul integraționist european depinde de realizarea reformelor propuse de Uniunea Europeană prin intermediul acordului de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Franța ar putea deveni unul din principalii parteneri și susținători ai Republicii Moldova
în procesul de integrare în Uniunea Europeană. Sprijinul guvernului francez a fost confirmat în mod repetat în cadrul numeroaselor întâlniri dintre reprezentanții celor două state. Următoarea concluzie, analizând dimensiunea economică a relațiilor moldo-franceze, se va menționa că la un interval de 3 decenii de la obținerea independenței de către Republica Moldova, Franța rămâne un partener economic constant pentru țara noastră, dar nu printre cei mai importanți. Franța ocupă o poziție destul de joasă în comerțul exterior al Republicii Moldova, locul 11 după datele anului 2020. Crizele politice și economice prin care a trecut Republica Moldova au afectat colaborarea economică moldo-franceză. Investitorii francezi au nevoie de o situație certă, de o justiție independentă și de stat de drept. Poate fi menționat aici și randamentul scăzut al activității întreprinderilor mixte moldo-franceze comparativ cu alte întreprinderi mixte. Investițiile sunt în legătură directă cu situația politică și economică din țară, cu cadrul legislativ și reglementările cu privire la mediul de afaceri. La moment nu există un mecanism al dirijării relațiilor comerciale, fapt ce se răsfrânge negativ asupra relațiilor bilaterale moldo-franceză. Chiar dacă Franța nu este lider în colaborarea economică a Republicii Moldova cu alte țări, urmarea cercetării se evidențiază interesul sporit al Franței pentru țara noastră. Este important să valorificăm potențialul Franței în scopul sporirii vizibilității Republicii Moldova și facilitării integrării statului în Uniunea Europeană. Cu cât mai mult se va dezvolta sectorul economic, cu atât mai mult va crește interesul politic al Franței în Republica Moldova. Liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană a contribuit la dezvoltarea economică a relațiilor moldo-franceze. Perioadele de declin în relațiile comerciale dintre cele două state au la bază crizele politice pe care le-a cunoscut Republica Moldova de-a lungul timpului. Așa s-a concluzie în domeniul sociocultural. Analizând activitatea tuturor instituțiilor francofone în Republica Moldova, putem afirma că relațiile bilaterale moldo-franceze continuă să se dezvolte pe calea ascendentă. Susținerea mobilităților cadrelor didactice și a studenților de către instituțiile francofone intensifică durabilitatea colaborării moldo-franceze în domeniul sociocultural. Limba și cultura, care trebuie să fie leantele unității umane, servesc o bună modalitate de cooperare între Franța și Republica Moldova, dar se constată faptul că limba franceză a pierdut și continuă să piardă o mare parte din terenul său funcțional de Republica Moldova. Realizările obținute până acum în cadrul cooperării moldo-franceze se încadrează în fundamentul procesului integraționist european. Datorită afinităților istorice între Moldova și Franța, cooperarea culturală dintre cele două state este fundamentală. Și a șaptea concluzie, un rol important în relațiile moldo-franceze este ocupat de francofonie, care prezintă un atu pentru o Moldovă democratică, europeană și prosperă. Francofonia, participând la promovarea diversității culturale și la crearea de locuri de muncă pentru cetățenii francofoni, reprezintă un vector de apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană. Așa cum Republica Moldova este considerată cea mai francofonă țară din Europa Centrală și de Est, organizarea unui summit al francofoniei la Chișinău ar prezenta o oportunitate de consolidare a relațiilor moldo-franceze, un pas înainte în calea parcursă de Republica Moldova spre Uniunea Europeană, dar și sporirea vizibilității externe a statului. În acest context este nevoie de voință politică care reprezintă elementul decisiv. Francofonia joacă un rol important în relațiile moldo-franceze, Franța având vocația de a fi un actor important în două zone integrate, Uniunea Europeană și lumea francofonă. Ponderea francofoniei în Moldova este majoră și are un impact asupra dezvoltării politice și economice a țării. În baza recomandării rezultatelor obținute și a concluziilor deduse, se înaintează următoarele recomandări. Tuturor structurilor responsabile de promovarea politicii externe. Elaborarea unei noi concepții sau strategii privind politica externă a Republicii Moldova, cât și evidențierea direcțiilor de bază ale cooperării Republicii Moldova cu Franța, în condițiile în care Franța este unul dintre principalii promotori ai politicii integraționiste din arealul european. A doua recomandare este adresată Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova și Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova. Consolidarea cadrului juridic prin încheierea de acorduri bilaterale moldo-franceze pe mai multe segmente, cum ar fi acord de parteneriat strategic Republica Moldova-Franța cu privire la integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană,
acord între Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și cel al Franței cu privire la protecția socială a migranților moldoveni în Franța. A treia recomandare este adresată instituției Parlamentului, Guvernului și Președintelui Republicii Moldova. Implicarea mai activă și demonstrarea deschiderii spre colaborare a autorităților din Republica Moldova, așa cum cercetarea realizată demonstrează că dezvoltarea comerțului moldo-francez depinde în mare măsură de dialogul politic la nivel înalt, exprimat prin vizite oficiale, reciproce moldo-francezi și soldat cu încheieri de acorduri tratate. A patra recomandare pentru Guvernul Republicii Moldova și în special pentru Ministerul Economiei, instituirea Comisiei Mixte Interguvernamentale Moldo-Franceză de Colaborare Comercială Economică în calitate de instrument de impulsionare a colaborării economice bilaterale. Următoarea recomandare este adresată Guvernului Republicii Moldova, realizarea reformelor impuse de acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte. Justiția independentă, eradicarea corupției, statul de drept, etc. Pentru a obține credibilitate din partea Franței și a Uniunii Europene. Și a șasea recomandare adresată Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova, în special Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză. Completarea personalului Ambasadei Republicii Moldova în Franța cu specialiști pregătiți în domeniile politic, diplomatic, economic, cultural, dar și pentru relațiile cu diaspora moldovenilor din Franța. Perspectivele cercetării problemei științifice rezidă în aprofundarea investigațiilor privind colaborarea Republicii Moldova cu Republica Franceză și a sprijinului acordat de către Franța Republicii Moldova în scopul facilitării procesului integraționist european. Este important de a identifica probleme existente în comunicarea autorităților moldovenești cu autoritățile franceze care ar putea împiedica dezvoltarea de mai departe relațiilor dintre cele două state. Totodată este necesar de a urmări perspectiva francofonă și aspirațiile integraționiste europene în calitate de factor de impulsionare a parteneriatului moldo-francez. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim. Acum, la următoarea etapă vă trece. Întrebări la pretendentă la titlul de inițiativ, dacă sunt potrivit. Până să urmă gândi ceilalți colegi, eu am o întrebare. Iată dumneavoastră și în lucrare scris și aveți publicații despre activitatea diasporei moldovenești în Franța. Cum apreciați dumneavoastră activitatea diasporei moldovenești în Franța? Și dacă v-ați ocupat problema asta, care diasporă este cea mai unită de lume? A cărei țări este cea mai unită și coagulată în toate aspecte? Două modalități. Dumneavoastră scrieți întrebările și pe urmă răspundeți sau deodată, dar cum poți? Scrie întrebările, da. Ca să vorbească pe încătorul, da. Poftiți încă întrebări dacă sunt. Poftim, doamna profesor. Sărătătarea ar fi acele multiforme și deficitare ale parteneriatului moldo-francez, care le-ați depistat Sunt întrebări pe chat. Iată, îți aici. Dați dat citire. La cine nu citește? Iată, el se poate. Ori acolo, ori aici, când n-am lipsit. Deci, domnul profesor Vasilescu, are întrebare referitor la ce loc considerați că ocupă Republica Moldova printre prioritățile politice externe și a intereselor Republicii Moldova. Deci locul pe care îl ocupă Republica Moldova printre prioritățile politice externe și a intereselor Republicii Franceze. Scrie. Următoarea întrebare... Dumneavoastră dovedeți scrieți. Da, eu răspind. Dar la profesor Valentina Tiuosa are întrebare referitor la argumentați diferența conceptuală și metodologică a cercetărilor implementate în subcompartimentele 3.2 și 3.3. Argumentați diferența conceptuală și metodologică
a cercetărilor implementate în subcompartimentele 3.2 și 3.3. Profesor Roman are întrebarea de ordin general cu referire la cum considerați dacă sediul general al francofoniei se află la Montreal, Canada? Montreal, Canada. Din ce considerente s-a stabilit? Cum a evoluat în spațiu și timp? De ce considerente s-a stabilit sediul în Montreal, Canada? Stimați membri ai comisiei, onorați reprezentanții ai societății civile, dragi colegi, mai sunt întrebări din sală, din mediul online? Am înțeles, atunci am să întreb ceilalți membri. Da. Doamna Popovici, doamna Cipotare, dacă sunt întrebări, ca să punem toate întrebările. Nu. Nu sunt întrebări. Îi dăm timp persoanei, doctorandei, ca să se pregătească, da? Da. În acest timp, conducătorul științei. Cum se pregătește? Haideți să știm noi lecțiile și cum arată. Da, deși. Conducătorul. Rămâne să fim, da, conducătorul vorbește. Și pe urmă, ies sunt răspunsuri, observați. Domnule președinte, onorată asistență, cu permisiunea dumneavoastră am să mă refer la colaborarea pe care am avut-o împreună cu doctoranda, împreună cu doamna Cotelevici și Violeta. Vreau să zic că pe parcursul tuturor anilor, da, am avut o colaborare destul de fructuoasă și frumoasă și probabil că am avut noi seama așa un doctorand, chiar dacă a venit de la o altă specialitate, de la Facultatea de Limbi Străine, pe care a absolvit-o la fel cu succes, vreau să zic că doamna Cotilevici a avut acea tărie de caracter ca să poată să realizeze un studiu atât de frumos și de complex în domeniul relațiilor internaționale, lucru pe care îi aduc aceste laude și felicitări pentru această frumoasă realizare. Am avut, ziceam, pe parcursul tuturor anilor o colaborare destul de frumoasă care s-a materializat în prezentările și manifestările la o multitudine de conferințe, nu doar la nivel universitar, inclusiv la nivel republican, dar și internațional. Cunoașterea limbilor străine a făcut ca doamna Cotilevici să participe la o multitudine de conferințe internaționale unde și-a expus tezele cu referire la tema cercetată, dar vreau să zic că această colaborare s-a materializat și este evidentă și prin publicațiile care le-a făcut în diferite reviste naționale, inclusiv reviste internaționale cu impact. Probabil că aș dori tuturor conducătorilor de doctorat să aibă asemenea doctoranți, studenți, care sunt atât de responsabili, dar pe parcursul tuturor acestor ani, și îi doresc în continuare succese. Sper că doamna Cotelevici nu se va opri doar la această cercetare, deoarece venind din domeniul chiar filologiei a limbilor străine, pentru dumneavoastră nu este străină cultura, civilizația Franței și eu sper că această temă care este undeva aproape de sufletul doamnei Cotilevici va fi continuată, da, și unele teze sau unele aspecte ale colaborării moldo-franceze vor fi publicate în cercetările ulterioare. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție. Onorată asistență, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, eu vă mulțumesc pentru întrebările adresate și încerc să vă dau răspuns acum, dacă permiteți. Deci, prima întrebare a fost adresată de către domnul președinte, domnul profesor Solomon, cu privire la activitatea diasporii moldovenești în Franța. În capitolul 3, paragraful 3.2, acolo unde, deci, când vorbesc despre colaborarea Republicii Moldova cu Republica Franceză
în domeniul sociocultural. Bineînțeles că vorbesc și despre diaspora moldovenilor pe teritoriul Franței și ca și document de bază pe care l-am analizat a fost lucrarea autorului Cheianu Andrei Deana, Cartografierea diasporii moldovenești. Deci a fost studiată în 4 țări, printre care și Franța. Și din alte cercetări pe care eu le-am făcut pe parcursul anilor, pot să spun că diaspora moldovenească pe teritoriul Franței nu este bine formată și nu este la un nivel la care este diaspora moldovenilor pe teritoriul altor țări ale Uniunii Europene. Deci aici, la acest moment, mai este de lucru și am menționat chiar și în recomandări la sfârșitul cercetării o recomandare pentru Ministerul de Externe și în special pentru Ambasada Republicii Moldova la Paris de a pregăti specialiști în mai multe domenii și am enumerat și acest domeniu, deci lucru cu diaspora. Pentru, ca și răspuns la întrebarea doamnei Veronica Rotaru, cu privire la punctele forte și punctele slabe sau, cum ați spus dumneavoastră, punctele deficitare în parteneriatul moldo-francez. Voi începe, bineînțeles, cu punctele forte care, deci, și în primul rând vreau să încep cu semnarea tratatului. Franța este unica țară occidentală cu care Republica Moldova a încheiat un tratat de acest tip și acest document stă la baza a multor puncte forte care pot să le enumer, care au avut loc. Bineînțeles că domeniul cel mai dezvoltat în parteneriatul moldo-francez este domeniul sociocultural. Despre asta ne spune și apropierile pe care le are apropierile Republicii Moldova din punct de vedere istoric de Franța. Printre punctele slabe, voi începe cu faptul că Franța, Uniunea Europeană în general, și-a pierdut credibilitatea pe care o avea până în 2014 în Republica Moldova și aici pot să enumer probleme și unele reforme pe care le-ar aștepta Uniunea Europeană și Franța, cum ar fi lupta împotriva corupției, statul de drept, o justiție corectă și multe alte momente care sunt enumerate și în acordul de asociere dintre Republica Moldova și Franța. Adică dacă între Uniunea Europeană și Republica Moldova, cer scuze, dacă ar fi rezolvate aceste probleme, țara noastră ar avea de câștigat și, bineînțeles, câștigând această credibilitate, lucrurile ar evolua spre bine. Întrebarea adresată de către domnul profesor Vasilescu. Locul Republicii Moldova printre prioritățile politicii externe ale Republicii Franceze. În urma analizei documentului care s-a aflat la baza politicii externe a Franței în perioada 2008-2020, Cartea Albă cu privire la politica externă și europeană a Franței, vedem că unul din obiectivele propuse a fost de a contribui la stabilitatea și prosperitatea regiunilor învecinate cu Uniunea Europeană. Franța vrea să încurajeze Uniunea Europeană să-și dezvolte instrumentele de securitate, dezvoltare, bună guvernanță, să introducă țările din vecinătate într-o rețea mai densă de solidaritate și cooperare care trebuie să aducă o contribuție tangibilă la stabilitatea și prosperitatea lor. Cu siguranță Franța nu are aceleași priorități ca și Republica Moldova. Republica Moldova fiind un stat tânăr în curs de dezvoltare, are nevoie mai mare de susținere a statelor înalt dezvoltate, fapt ce a fost enunțat și în concepția politicii externe
a Republicii Moldova, că Republica Moldova va acorda o atenție sporită dezvoltării relațiilor de parteneriat cu un șir de state, printre care și este enumerată și Franța. Problemele Republicii Moldova sunt multiple, dar prin rezolvarea treptată a lor sperăm spre o evoluție mai bună. Cât privește întrebarea adresată de doamna profesor Teosa despre de a argumenta diferența conceptuală și metodologică, deci este vorba de paragrafele 3.2 și paragraful și 3.3 din capitolul 3. Deci aici este vorba de colaborarea socioculturală între Republica Moldova și Franța și parteneriatul francofon Republica Moldova și Franța. Una din principalele metode pe care m-am bazat și care a adus un plus valoare cercetării este metoda interviului, metoda convorbirii, observația și, bineînțeles, este metoda statistică, așa cum am vorbit și în paragraful cu privire la metodologie. Putem vorbi aici despre o interdisciplinaritate, fiindcă pe parcursul cercetării am utilizat o mulțime de metode din alte domenii, deci pe care le-am aplicat la cercetarea în acest domeniu. Deci metoda statistică, la fel, a fost prezentă în mai mult în, în paragraful 3.2. Acum, dacă un răspuns pentru întrebarea cu privire adresată de domnul profesor Roman cu privire la sediul general al francofoniei, care se află la Montreal. Deci pot să vorbesc despre activitatea Agenției Universitare a Francofoniei și anume despre faptul că sediul central care este acum pentru zona aceasta din Europa se află la București și prin prezența reprezentanței francofoniei la București putem vorbi despre o colaborare fructuoasă între Republica Moldova și Republica Franceză prin intermediul parteneriatului francofon. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum, conform regulamentul următoarei etape, referitor la observațiile făcute la sesiunea preliminară lucrării, cum ce observații și în linii generale, cum au fost ele, s-a ținut cont, au fost reparate, făcute și mai departe. Aveți dumneavoastră? Da, da. Operativul. Așa, în urma ședinței preliminare, deci ședința comună a Departamentului Relații Internaționale, a conducătorului de doctorat și a Comisiei de Îndrumare, care a avut loc în data de 7 aprilie 2021, au fost înaintate deci un șir de obiecții și recomandări și, bineînțeles, că în această perioadă, până la susținerea publică, am reușit să operez modificările pentru obiecțiile și recomandările înaintate. Deci, prezint fiecare... Discurs foarte succint. Așa. Deci, în primul rând am făcut modificări la structura tezei. Deci, capitolul 2 a fost, s-a mai adăugat un paragraf la capitolul 2, respectiv au fost făcute modificări și pentru titlul a capitolelor și a paragrafelor au fost modificate obiectivele care trebuiau să fie în strict concordanță cu cuprinsul, adică cu paragrafele. Au fost elaborate
un număr oarecare de anexe care au fost la fel recomandate în timpul ședinței, cum ar fi lista întreprinderilor mixte, moldo-franceze și altele, au fost operate modificări în paragraful 1.1 cu privire la istoriografie, deci am început cu generalul, am vorbit despre conceptele de politică, cine a studiat conceptul de politică externă, relații bilaterale, procese integraționiste, apoi am mers spre cercetătorii care s-au ocupat de relațiile moldo-franceze. La fel am modificat și paragraful 2.1 cu privire la metodologie. Cât privește, am exclus denumirile articolelor care erau în cadrul capitolului concluzii și recomandări. Am introdus în cercetare termenul de europenizare. Am redus numărul de concluzii și am încercat să reduc și numărul de recomandări, dar așa cum s-a mai adăugat un paragraf în capitolul 2, deci oricum am ajuns la același număr. În capitolul 3, paragraful 3.3, am analizat puterea soft a Franței, care este francofonia. Am inclus unele referințe care mi s-au recomandat în timpul ședinței și multe altele la care am mulțumim. Modificări. Mulțumesc. Acum, conform regulamentului, trecem, procedem la următoarea etapă. Oferim cuvântul referențelor oficiali care, cum ați știți, dar au misiunea de mijlocită de a demonstra, argumenta că lucrarea este la nivel valoroasă, etc. Noi știm, noi este doamna primul referent, doamna Angela Popovici, doctor în științe istorice, conferențiar universitar. Mulțumesc, doamna președinte. Domnul Ascunță, președinte, acolo mai bine sau să vorbească. Un minut. Da, faci cam, să vedem. Să vede, da? Da. Dacă să... S-aude? Da, microfonul nu funcționează. Am luat cunoștință de teza de doctor elaborată de doamna Violeta Copilevici, relațiile moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, realități și perspective. În acest context, aș vrea să spun că vorbim de la rolul major jucat de Republica Franceză pe arena internațională și faptul că reprezintă a cincea forță economică mondială este unul dintre actorii centrali în cadrul Uniunii Europene și promotoarea culturii latine prin intermediul francofoniei, nu poate fi subestimată valoarea relațiilor cu această țară. Actualitatea temei cercetate rezidă și în faptul că susținerea politică, economică și socioculturală acordată de către Franța Republicii Moldova reprezintă un suport în procesul de democratizare a societății, de racordare la standardele și valorile europene, grație afinităților istorice, culturale și lingvistice. Structura tezei de doctor prezentată pentru susținere este determinată de scopul și obiectivele cercetării, de cercul de probleme abordate, de nivelul și gradul de studiere a acestora. Ca expus în lucrare este una complexă, subiectele sunt analizate aprofundat, valorificându-se o bogată bibliografie, precum și numeroase acte internaționale, cu precizarea că lucrarea aduce o cunoaștere prin ideile și opiniile autoarei sau prin soluțiile propuse pentru unele probleme. Având în vedere faptul că relația în același context sunt analizate cu competență coordonatele de bază ale relațiilor Republicii Moldova cu Republica Franceză, dar și evoluția relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european. Arsenalul metodelor științifice aplicate în cadrul cercetării au contribuit la consolidarea caracterului interdisciplinar al acestei. Astfel, făcându-se recurs la metodele general-logice de maximă generalitate,
la cele general științifice, cercetarea relațiilor moldo-franceze, a politicii externe a Republicii Moldova și a rolului Franței în procesul de integrare europeană a statului nostru, cercetarea a fost plasată într-un cadru de analiză multidimensională cu accent pe conceptualizarea subiectului cercetat. Caracterul inovator al prezentului demers științific rezidă în faptul că pentru prima dată în literatura de specialitate, atât în cea străină cât și în cea Moldova, s-a întreprins o tentativă de a analiza de o manieră integrativă cooperarea moldo-franceză în domeniul politic, economic și sociocultural. Cu certitudine, acest studiu este binevenit pentru cercetarea noilor aspecte și direcții ale cooperării moldo-franceze în contextul procesului integraționist european. Este de menționat contribuția personală a autoarei în aprofundarea cunoașterii științifice a dimensiunilor de bază ale cooperării moldo-franceze și a rolului acesteia în procesul integraționist european. Totodată nu poate fi trecută cu vederea originalitatea și profunzimea discursului științific, care se bazează pe o amplă analiză a unui vast corpus de surse documentare și bibliografice. Stilul expunerii corespunde rigorilor unui demers științific, claritatea și precizia exprimării probează competența și ancorarea autoarei în subiect. Primul capitol al tezei, autoarea îl dedică studiul istoriografiei relațiilor moldo-franceze în contextul integraționist european, dar și identificărilor conceptual-teoretice ale interacțiunii relații bilaterale proces integraționist, care vine în consonanță cu tendințele actuale ale procesului de investigație științifică. Autoarea ajunge la concluzia importantă că relațiile bilaterale dintre țări sunt realizate prin intermediul politicii externe, care la rândul ei devine un mijloc de realizare a relațiilor bilaterale interstatale, astfel existând o relație ambivalentă. În același context este abordat conceptul de europenizare, autoarea subscriind la ideea că conceptul europenizării se referă la modul în care integrarea europeană influențează schimbările produse la nivel național. Totodată, urmarea unei analize se ajunge la concluzia că procesele integraționiste în lume la etapa actuală contribuie la crearea unei noi arhitecturi internaționale. În acest context, ținem să menționăm că pe continentul european, în prezent, acționează atât forțe centripete cât și centrifuge în raport cu ideea integraționistă și exemplul Brexitului rămâne relevant în acest sens, iar impactul euroscepticismului și atracția sa pentru o serie de state membre ale UE nu este de neglijat. Capitolul 2 al lucrării Evoluția relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, aspecte metodologice, vine cu formularea metodologiei cercetării, analizând cadrul juridic al relațiilor moldo-franceze, paralel cu estimarea dimensiunii politico-diplomatice a relațiilor dintre cele două țări. Denotat că autoarea a apelat la un vast spectru de metode de cercetare, prin intermediul cărora a fost posibilă studierea relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, care a fost analizat și prin prisma mai multor principii și abordări științifice. Au fost analizate tratatele și acordurile încheiate în ultimele trei decenii între Republica Moldova și Republica Franceză, care au fortificat colaborarea moldo-franceză, dar care în ansamblu, în opinia autoarei, reprezintă un corolar modest al relațiilor bilaterale. Cauza acestei stări de lucruri, autoarea o vede în lipsa voinței politice a Republicii Moldova de a consolida cadrul juridic al relațiilor moldo-franceze. Șansele oferite Republicii Moldova de către Franța și de către UE nu au fost întotdeauna apreciate și explorate de către autoritățile de la Chișinău și consideră drept stringent necesară revizuirea concepției politicii externe a statului, ținând cont de noile realități geopolitice și economice pe arena internațională, inclusiv cea europeană. Capitolul 3 al tezei, consolidarea parteneriatului moldo-francez în contextul procesului integraționist european, este consacrat examinării colaborării dintre Republica Moldova și Franța în domeniile economic, social, cultural și parteneriatul francofon dintre Republica Moldova, Republica Franceză în contextul procesului integraționist european. Autoarea lansează ideea potrivit căreia numărul de vizite oficiale bilaterale moldo-franceze se reflectă în structura importurilor și exporturilor
dintre Republica Moldova și Franța în perioada 97-2019. Înclinăm să credem că nu există o interdependență directă și unilaterală între numărul de vizite oficiale și structura importurilor și exporturilor, deoarece traiectoria schimburilor comerciale este mult mai complexă, pornind de la faptul că principalele articole de export ale Republicii Moldova, produsele agricole și vitivinicole, reprezintă și punctul forte al economiei franceze. Autoarea tratează cu mult optimism prezența capitalului francez în economia națională, deși anterior afirmă că după volumul investițiilor în țara noastră, Republica Franceză nu intră nici în top 10 investitori străini. În scopul ilustrării dinamicii relațiilor economice dintre RME și Republica Franceză și a investițiilor franceze în țara noastră, ar fi fost binevenită crearea unor diagrame care ar demonstra în mod grafic trendurile existente și ar fi relevante pentru concluziile de rigoare. Abordând problematica colaborării moldo-franceze în domeniul sociocultural, autoarea scoate în evidență rolul Ambasadei Franței Republica Moldova, Alianței franceze, Alianței universitare, deci francofone, Organizații internaționale a francofoniei, Camerei de Comerț și Industrie Franța-Moldova în promovarea relațiilor bilaterale reciproc avantajoase. Totodată, pe bună dreptate, este menționată necesitatea consolidării cadrului instituțional al cooperării moldo-franceze, deoarece plasarea acesteia doar sub incidența unor tendințe de conjunctură s-a dovedit a fi puțin eficace. Ținem să subliniem că lucrarea reprezintă o investigație vastă, atât teoretică cât și practică, a problematicii relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european. Este de mare actualitate, fiind logic concepută și cu un stil de exprimare clar și coerent, a cărei rezumat corespunde conținutului tezei. Luată în ansamblu, lucrarea examinată se prezintă ca un studiu integru, complet, întemeiat pe reglementările internaționale și naționale, pe materiale teoretice și analiza practicii din domeniu. Studiul are o veritabilă ținută științifică, fiind redactat într-un limbaj clar, neprezentând erori de terminologie sau de documentare. În concluzie, menționăm că teza de doctor Relațiile moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, realități și perspective, elaborată de doctoranda Violeta Cotilevici la specialitatea 56202 Istoria relațiilor internaționale și politice externe, corespunde cerințelor pentru asemenea gen de investigații științifice, iar autoarea merită conferirea titlului de doctor în științe politice. Mulțumim! Acum sunt două modalități. Sau ascultăm referenții toți ei și răspundeți, sau îndată după fiecare referent, dumneavoastră dați răspuns la obiecții, observații. Cred că îndată. Poftiți? Cred că îndată. Îndată, în capitolul 3, paragraf 3.1, am analizat relațiile comerciale între Republica Moldova și Republica Franceză în perioada 1907-2019. La fel am încercat să analizez comparativ evoluția istorică a vizitelor bilaterale moldo-franceze, evenimentele care au avut loc parcursul anilor cu privire la relațiile dintre cele două țări și au lăsat amprenta în evoluția colaborării comerciale. Anii 1997-98 se caracterizează prin vizitele ex-președinților Cinski, Jacques Chirac. Înainte de... Deci, Republica Moldova, pe parcursul acestor ani, și a reiterat deziderat de extinderea cooperării moldo-franceze și a consolidat imaginea unei țări să dispuse să continue procesul reformă. În urma vizitelor oficiale s-au încheiat acordurile de reformare, comerțul a crescut. Poate nu în același an, dar în perioada următoare. Da, doamna Popovici are dreptate când spune că traiectoria schimburilor comerciale este mult mai complexă și interdependența nu este directă, dar totuși vreau să cred, sperăm că totuși aceste vizite, discuții duc spre o ameliorare a colaborării economice dintre cele două țări.
Vizita actualei guvernări la Paris din februarie are deja rezultate, așa cum grupul Agenția Franceză pentru Dezvoltare, Expertise France, lucrează deja în teritoriu, având trei întruniri la care au fost identificate perspectivele de cooperare pentru asigurarea unei dezvoltări durabile. Și astfel Republica Moldova a fost inclusă în lista țărilor beneficiare de asistența acestei agenții, care pe viitor va sprijini finanțarea unor proiecte în diverse domenii. Deși Franța nu se află printre principalii investitori străini în țara noastră, investitorii francezi se regăsesc în sectoare destul de importante, cum ar fi compania Orange în telefonia mobilă, La Farge, prima fabrică de ciment din țară, până în 2019 Societe Generale, care au avut o activitate în domeniul bancar, Pentalogul în domeniul tehnologiilor. În total sunt înregistrate 233 de întreprinderi cu capital francez, cu toate că relațiile comerciale între Franța și Republica Moldova rămân a fi destul de modeste. Prezența investitorilor în țară francezi merită a fi analizată. Vă mulțumesc mult pentru sugestie de a crea unele diagrame care ar demonstra grafic trendurile existente, servind ca material relevant pentru concluzii. Cu siguranță că voi lua în calcul aceste recomandări, sugestii, în unele cercetări ulterioare pentru articole științifice, pentru unele reviste de specialitate. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Poftiți! Următorul la noi, domnul academician Morar, da? Domnul academician, dacă ne auziți dumneavoastră. Da, da, sunt. Da. Noi vă vedem. Noi vă vedem. Da. Procesul de doctor, conform scriitului documentelor normative, este o lucrare pe care doctorandul demonstrează capacitatea de a trata științific un subiect de cercetare. Iar trebuie să evidențieze abilitatea de a extrage ideile esențiale din bibliografia studiată, de a identifica cele mai potrivite metode de cercetare, de a stabili obiectivele de cercetare și a urmări o succesiune logică, reextrage concluzii bazate pe argumente și de a urmări soluții diferite cu practice proprii, trebuie să servim de elementul de bază de procedie a permisului de intrare în spațiul cercetării științifice. Privită din această perspectivă, lucrarea propusă cu soțelul de Biblioteca Cotidienici, relații în modul francez în contextul procesului integraționist european de realități și perspective, reprezintă un studiu bine documentat vizând evoluția relațiilor bilaterale în modul francez în contextul aspirației de integrare europeană. Actualitatea din realizare pentru investigație este indiscutabilă, indeterminată de dinamismul proceselor politice culturale desfășurate în spațiul european, generând oportunitate căutării răspunsurilor la dificile probleme ale afirmării Republicii Moldova pe arena internațională, ale gestionării adecvate a acțiunilor de politică externă în multiple ipostaze. Prin această lucrare, s-a reușit lansarea spațiului științific, dar și spațiului public, a problemelor importante care țin de evaluarea stării de lucru în domeniul politicii externe a Republicii Moldova, de căutarea soluțiilor în ceea ce privește eficientizarea eforturilor în investiție în sfera relațiilor internaționale. Cercetarea interacțiunii statelor pe plan internațional este prevăzută oportună atât din punct de vedere teoretic cât și cel aplicativ, oferind posibilitatea dezvăluirii și aprecierii modului în care este promovat interesul național al statului, de o parte, și descoperirii și accentuării potențialului de cooperare a partenerilor la nivel statal, Franța și Republica Moldova, asta e urmă. Probabil este una din primele lucrări care abordează specificul colaborării interstatale bilaterale, orientând mediul științific de la loc, dar și cel antrenat din mijlocit în realizarea politicii externe, spre acordarea unei atenție convenită chestiunilor respective în activitatea sa cotidiană. Aș sublinia acest lucru, considerând că trebuie să se note nu doar argumentarea științifică a problemei în cauză, dar dezvăluie curajul, ambiția autoare de a clarifica unele aspecte semnificative ale
problematice dificile a domeniului universităților de studiați. Ne apreciam acest lucru ca fiind un merit al lucrării examinate. Prima întrebare pe care i-am adresat-o de la lectura chiar primelor pagini ale textului tezii era: va reuși oare autoarea să caracterizeze așa, fără menajamente, situația reală a relațiilor moldo-franceze, adică va spune lucrurilor de lume sau va prefera să se ascundă după invocarea declarațiilor triumfaliste, enumerarea numărului vizitelor oficiale și acordurilor semnale. Pentru că ne dăm seama de realitate cotidiană, nu numai decât în investigații și documentate, că adevărata relație care putea fi așteptată dintre Republica Franceză și Republica Moldova, așa și nu s-a întâmplat. Stabilirea relațiilor moldo-franceze, la care se referă doctoranta vizând perioada anilor 1999-2005, pagina 800, a fost propriu de fapt întregul parcurs de 3 decenii al istoriei acestor relații. Și cele câteva cazuri de relativ succes prin care se încearcă a exemplifica dezvoltarea relațiilor economice, întreprinderile Atales, Orange, Lafarge, Petalop, ilustrează mai degrabă excepții decât o tendință culturală. Doctorata menționează pe bună dreptate, actualmente Franța este unul din actorii geopolitici importanți atât în spațiul european cât și pe arena internațională. Astfel, la nivel european, Franța este prima putere agricolă și a doua putere industrială. La nivel internațional, Franța este a patra putere economică mondială. De asemenea, Republica Franceză este una din principalele destinații turistice din lume. Din punct de vedere al evoluției istoriei, Franța a jucat un rol esențial în procesul de construire a comunității europene. Fiind țară fondatoare a Uniunii Europene, membra a NATO, G7, G20, OEF, rolul Franței pe arena internațională este unul major, încheie citatul pagina 105. Aceste avantaje ale Franței, care, ipotetic și dezirabil, ar putea alimenta exploatarea relației respective în beneficiul Republicii Moldova, practic n-au ajuns să fie valorificate pe deplin. Dacă Franța se clasează pe locul 11 printre principalii parteneri comerciale ai Republicii Moldova la nivel mondial, o putere de 1,95% din volumul comerțului total, după cum scrie în pagina 11. Și este curios încălzat faptul că comerțul Republicii Moldova cu Spania este la un nivel mai înalt decât cu Franța, dar prin faptul că baza politică moldo-spaniolă costă doar din nou acordul, fără niciun tratat semnat. Totuși, Republica Moldova are încheiate cu Franța 14 acorduri și un tratat important, prin prima țară occidentală care a semnat cu Republica Moldova un tratat interstatal și, de fapt, unicul tratat de așa gen semnat între Republica Moldova și o țară occidentală. O notă informativă a serviciilor diplomatice din 1998, evocată de autoarea tezii în pagina 107, constată că Republica Moldova este considerată drept lipsită de interes. Cu certitudine, dacă Republica Moldova nu prezintă interes, atunci aceasta este problema Republicii Moldova, nu a Franței. Și a depune eforturi pentru a spori pe toate căile acest interes este sarcina guvernanților, factorilor de decizie în domeniu. Este regretabil și evident nu e vina doctorandii. Dar n-am văzut în pagina tezii referință la un program consistent, nu a acțiunilor disparate, la o strategie, o conceptualizare serioasă a aprofundării relațiilor moldo-franceze elaborate de responsabilii pentru dezvoltarea acestor relații. În ce au constat acțiunile Ministerului în cauză ale Ambasadei Republicii Moldova la Paris, răspuns la această întrebare, practic nu se întrebe din pagina tezii. Numele ambasadorilor, mesagerilor țării, în decursul a 3 decenii, practic nu apar în text sau apar amintiți o singură dată, atunci este firesc să ne întrebăm, ei cu ce s-au ocupat de lungul anilor? Și piața trebuie să denote o atitudine drastică față de această ineficiență, față de contribuție, eufemistic vorbind, modestă, cum califică doctoranda în pagina 13, constatată și argumentată. Considerăm că pentru piesă, pentru plinătatea valorii ei aplicative, este importantă formularea unor opinii exigente, așa cum s-a întâmplat în pagina 101, de exemplu, în domeniul politic,
nu s-au făcut eforturi suficiente, în parte citesc pentru a doua oară azi acest fragment. Nu s-au făcut eforturi suficiente din partea Republicii Moldova pentru a trezi interesul Franței și a trece la un alt nivel de dezvoltare a relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european. Considerăm drept valoarea lucrării faptul că în mod deschis s-a produs încercarea, poate unor sfioși, dar oricum, de a dezvălui anumite lacune care însoțesc procesul de stabilire și fortificare a relațiilor interstatale bilaterale, relevând tristă realitate și evidențierea faptului că în acest domeniu există o avalanșă întreagă de aspecte care necesită o atitudine chinzuită și neîntârziată. Un fapt de reușit prin lucrări ține și în bază documentară a investigației minucios acumulată de autoare, cuprinzând cele mai variate surse, de la documente oficiale, la studii, articole și chiar interviuri oferite de experți. Uneori pare că rămâi cu impresia că orice este aruncat în pușculiță. Nici detalii din presă, fapt că din memorialistică, totul ce ar putea servi la completarea tablului, ca de exemplu, descrierea itineralului și frumos deschiderea ambasadelor în capitalele ambelor state, în paginile 86-87. Premisele abordării științifice a problemei în cauză, așa cum se arată în pagina 3, rezidă într-o serie de dificultăți pe care doctorata a încercat să le depășească. Caracterul eterogen și complex al acțiunilor aflate în vizor, necesitatea considerării multiaspectualității și complexității subiectelor abordate, obligație de sistematizare a unui amplu material factoros. Remarcăm faptul că în teza respectivă sarcini apar examinate în mod oportun, contribuind la relevarea cuvenită a problematicii elucidate. Cât privește structura lucrării dimensionată, este subordonată în dezvăluirii scopului și sarcinilor propuse, se prezintă împiedată într-un mod logic și în bine mai judicios, asigurând examinarea pertinentă a problemelor în baza unor observații, deducții și constatări în bine mai judicioasă. Aceasta îi permite disertanții să imprime studiul întreprins ponderea științifică cuvenită. Valoarea științifică a lucrării se propunează din conținutul compartimentului și fiecare din ele examinând aspectele concrete ale subiectului investigat, deportând fiesc cu nominatul și completându-se reciproc. Din remarcat, conștiencezitatea și surpluința disertantului în prezentarea detaliilor realităților politice, economice, culturale și încercarea de a descifra și a interpreta semnificațiile acestea. O tează generalizare informației privind relațiile economice moldo-franceze, constatarea faptului că până în anul 2020 au fost înregistrate 233 de întreprinderi cu capital francez, volumul total al investițiilor străine, direct însumând peste 197 milioane de dolari. În principalii întreprinderi cu capital francez care activează în Republica Moldova, le-am enumerat deja, care își comercializează ofertele cu succes pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, sunt prezente mai multe companii franceze din domeniul tehnologiilor informaționale. Și important este formularea concluziei. Problemele cele mai evidente de colaborare economică moldo-franceză sunt volumul foarte scos a schimburilor comerciale și deficitul balanței comerciale. Urmate de tabele și figuri elaborate minuțios și sugestiv, generăm și concluzia, poate legeră, cu privire la corespondența directă pe care o descoperă doctoranda, dintre vizitele bilaterale și nivelul dezvoltării relațiilor comerciale moldo-franceze. De exemplu, perioada 2007-2008 este în topul diagramei cu privire la vizite bilaterale, dar și la un nivel destul de înalt în diagrama relațiilor comerciale moldo-franceze. Pagina 14. Am considerat în context că declarațiile oficiale, vizitele reciproce sunt una, iar realitatea totuși este alta. Cele trei capitole ale tezei axate cu prezentarea procesului de integrare europeană și a detaliilor cu privire la relațiile complexe moldo-franceze, de remarcat și de titlurile mai puțin chinzuite în raport cu materialul expus ale capitolului 2 și 3. Deci, cu privire la relațiile
franceze cu elucidarea aspectelor relevante ale temei, cum sunt aplicarea conceptelor relației bilaterale, proces integraționist, integrare europeană, europenizare, politica externă, cadrul juridic în care se desfășoară acțiune complete, rolul instituțiilor, relații din modul francez, domeniul politic, economic, cultural, configurează parametrii investigaționali ai tezei. În general, problemele abordate se pretează unui studiu atent, delicat, deci politica externă a unui stat. Încercarea de a-și promova imaginea de țară depinde de mai mulți factori și este evident că guvernările precedente cu adevărat erau axate preponderent pe interesele politice înguste, iar cea actuală nu a reușit să conceptualizeze politicile sale în acest domeniu destul de complicat. Teza aduce argumente sau ele pot fi deduse și în această privință. Este adevărat că acțiunile din ultimul an, din anul 2021, așa cum a menționat și dr. Randa, ilustrează anumite speranțe în reliberarea relațiilor moldo-franceze într-o viziune nouă și s-au adus și dovezi, și mai sunt și dovezi chiar recente, recentisime, cum sunt vizita la Paris a președintelui Maia Sandu, în februarie 2021, cea a ministrului pentru Europa și afacerilor externe al Franței la Chișinău, susținerea agendei de reforme realizate cu sprijinul Agenției Franceze de Dezvoltare prin implementarea proiectelor de ordin sectorial, crearea interconexiunii electrice, eficiența energetică a clădirilor, ridicare și reîmpădurire, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și sistemelor de canalizare, contribuția expertise France cu preluarea bunelor practici ale Agenției Franceze Anticorupție, semnarea angajamentului administrativ între Ministerul Culturii a Republicii Moldova și Ministerul Culturii și Comunicării a Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul patrimoniului cultural din 2016, a documentului recent cu privire la limitarea dublei impozitări și altele. Desigur, s-ar putea și vorbita faptul că abordarea istoriografică este mai puțin dezvoltată, autoarea, interpretând într-un mod specific trecerea în revista literaturii existente la temă, prezentând materialul cam sumar, evitând, cel puțin această impresie, problematizarea textului și accentuarea mai pronunțată a propriei contribuții deduse de studiul literaturii. Tocmai de aceea se întâlnesc în teză fragmente care sufără de simplist, am spune, caracter descriptiv, menționez sub capitolul 2.3, 3.2, care ar putea fi mai consistente sub aspect analitic. Și se prezintă în detrimentul cartierului investigativ, determinând cazul când fixarea cronologică a evenimentelor și enumerarea acțiunilor nu este urmată de un comentariu propriu cu potrivă și favorizând, dar, filonul informativ al tezii. Printre obiecțiile textul tezei, am mai menționat necesitatea mai clară a etapizării fenomenului relațiilor moldo-franceze, cu atât mai mult ca în care s-a pronunțat parte în acest sens. De pe sus pare detalierea aspectelor ce țin de metodologie în cazul dat. Pentru o caracterizare mai evident, se putea de examinat în plan comparativ cum s-a produs dezvoltarea relațiilor internaționale cu Franța în alte republici post-sovietice, comparabile cu Republica Moldova. O atenție mai specială putea fi acordată și rolul societății civile în dezvoltarea acestor relații, lipsește de fapt referința la un astfel de organizație al cărei membru fondator sunt și care și, din 26 și până azi manifestă o activitate susținută, organizând concursuri cu antor, de exemplu, în fiecare an, indicând o publicație periodică, Curier de Moldavie, care apare de mai mulți ani și este prezentă și astăzi în spațiul informațional. Curier de Moldavie este o denumire care amintește de primul ziar care a fost editat în principatul Moldovei, în limba franceză, la sfârșitul secolului al XIX-lea, în 1790 a fost fondat. La fel nu pot să nu evoc relația Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, la Universitatea de Stat, la început la anilor 2000,
când au fost realizate o serie de proiecte de amploare prin intermediul programului de cooperare moldo-franceză susținut de Ministerul de Afaceri Externe al Franței. Există lucrări și unii formulări mai puțin reușite, gen Cătricștien. În parcursul anului 98, imaginea Republicii Moldova a fost promovată intens în mediul politic și economic francez prin vizita unei delegații de deputați diplomați oameni de afaceri în Republica Franceză, 1914. Eu mă doresc că cu o simplă vizită a acestei delegații putea să aducă promovarea intensă a imaginii Republicii Moldova. Dar sunt niște observații care nu minimalizează contribuția autoare, dar nu am socotit necesar să le expun în cadrul avizului. Oricum, dimensional, sarcina pe care și-a pus-o autoarea nu a fost una dintre cele ușoare, dar în lucrări însă atestă că, în general, încercarea a fost trecută cu bine, autoarea a reușit să surprindă în inima panorama a relațiilor moldo-franceze și să le integreze într-o regiune mai mult sau mai puțin cuprinzătoare. Rezultatele cercetării sunt expuse într-o serie de publicații ale lucrării. Considerăm că accentele în lucrare au fost puse corect, analiza cuprinzând și evidențând specificul caracterizat în perioada de referință relațiile moldo-franceze. Tocmai acele pagini din teză, unde se produce sinteza, generalizarea experienței acumulate, ilustrează adecvatețea și plauzibilitatea pătrunderii acestui fenomen. Constatăm că scopurile propuse au fost atinse, iar teza corespunde exigențelor înaintate față de lucrările de acest gen. Susținem efortul așadar depus de doctorantă și considerăm că avem temei pentru a aprecia acest efort prin conferirea doamnei Iuliete Cotilevici în bază tezei de libertate a titlului studiu de doctor în studiu politice. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul Morar, domnul Cătălician, noi avem dreptul. Eu vreau să fac o remarcă, că nu toți colegii noștri cunosc și eu am argumente dovezi, că domnul Morar este un cercetător foarte și foarte pedant, insistent, citesc cuvânt cu cuvânt, analizează, că îl cunosc foarte bine și consider că noi toți cercetătorii trebuie să luăm acest exemplu și să refer în primul rând și la mine, locul ăsta. Să-i urmăm exemplu. Mulțumim, dacă ați dat o apreciere și înaltă, mulțumim. Mulțumim, domnul președinte, dar toți cercetătorii sunt nu mai este, e voi. Nu, eu știu ce vorbesc. Am argumente, dacă cineva interesează și multe argumente și dovezi. Poftiți! Stimate domnule academician, țin să vă mulțumesc foarte mult pentru analiza detaliată pe care ați realizat-o la cercetarea în cauză. Și bineînțeles că recunosc acele momente pe care le-ați enumerat din cadrul paragrafului 1.1 al capitolului 1 la istoriografie sau sub capitolele 2.3 din capitolul 2 și 3.2 din capitolul 3, care ar fi putut fi mai consistente sub aspect analitic și totodată țin să vă mulțumesc pentru recomandările și pentru ideile care cu siguranță o să-mi servească ca și un punct de pornire pentru alte cercetări. Chiar și ideea cu unui studiu comparativ, deci cum s-a produs dezvoltarea relațiilor internaționale cu Franța în alte republici post-sovietice. La fel, voi acorda o atenție studiului activității secției Moldova Uniunii Presii Francofone, totodată, deci, cu siguranță o să-mi servească ca și punct de reper pentru cercetările ulterioare și vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Mulțumim și noi. Următorul referent, Veronica Spina, este în Bogățări, Rotaru, da, de așa se numește, da. Doctor în științe politice, conferențiar în universitate. Poftă. Problema supusă investigației științifice în viață de doctor Veronica Cotilei, deci se distinge prin actualitate și importanță, originalitate și valență aplicative. Autorul argumentează reușit
Actul ca apartenență Republicii Moldova la spațiul francofon creează un tip de oportunități de valorificare a potențialului vast de cooperare moldo-francez pe plan politic, economic și sociocultural. Și în contextul celor expuse, constatăm că studiul în cauză este binevenit pentru elucidarea noilor aspecte și direcții ale cooperării moldo-franceze în contextul procesului integraționist european. În construcția demersului științific se constată două nivele, unul teoretic-conceptual înalt susținut de ideile și concepțiile specialiștilor din domeniu și altul pragmatico-factologic, care este extras din observațiile autorului asupra evoluției și consolidării parteneriatului moldo-francez în contextul procesului integraționist european. Dacă e să analizăm metodologia utilizată și gradul de corespundere acesteia față de obiectivele menționate, putem remarca faptul că autorul a recurs la un ansamblu de metode științifice și tehnici care scot în evidență interdisciplinaritatea acestui studiu. Doctoranda utilizează cu succes metode general-logice, general-științifice, de asemenea și cele particulare și specifice. Metodele au fost utilizate în lucrare în strictă corespundere cu obiectivele trasate, contribuind la o mai bună conceptualizare a subiectului cercetat și la valorificarea rezultatelor studiului. În ceea ce privește analiza conținutului, menționăm că în ansamblu structura tezei este optimală, corespunde conținutului lucrării și facilitează înțelegerea problemei studiate. Lucrarea este compusă din trei capitole, consacrate studiului istoriografic și celui conceptual teoretic, aspectelor metodologice, evoluției relațiilor moldo-franceze și consolidării parteneriatului moldo-francez. Lucrarea, de asemenea, este întregită de introducere, concluzii și alte elemente care sunt acceptate conform ghidului. Introducerea conține toate subdiviziunile de rigoare, fiind elaborată la nivelul exigențelor, unde deci doctoranda determină actualitatea, gradul de studiere și alte aspecte importante ale lucrării. În calitate de recomandări la acest compartiment am putea sugera următoarele. În primul rând, excluderea referințelor și datelor statistice din actualitatea și importanța temei. Această parte a introducerii de dorit să fie constituită exclusiv din reflexiile și argumentele proprii ale autorului. O analiză mai profundă a relevanței temei, accentul punându-se de ce este actual și necesar de studiat relațiile moldo-franceze în contextul procesului integraționist. Și utilizarea, deci, cuvintelor în fraze care demonstrează acest lucru, de exemplu, relevanța subiectului, referindu-l la actualitatea și importanța și alte formulări. De asemenea, deci, formularea obiectivelor în strictă concordanță cu paragrafele și o evaluare mai succintă și mai concisă a metodelor în partea introductivă pentru a evita repetarea cu materialul expus în 2.1. Dacă e să ne referim la primul capitol, el este consacrat aspectelor istoriografice și conceptual-teoretice ale cercetării, conținând analiza critică a surselor, prezentarea, descrierea și interpretarea datelor din literatură și conceptualizarea interacțiunii dintre relațiile bilaterale și procesul integraționist. Subiectele sunt tratate mai mult tematic prin aplicarea descrierii, analizei și analizei de conținut și evaluării. De asemenea, menționăm faptul că conținutul paragrafelor este perfectat la un nivel destul de înalt, fiind prezentat un adevărat studiu istoriografic și teoretic, atât prin amploare cât și prin prestanța științifică a analizei efectuate, iar problemele puse în dezbatere sunt elucidate multiaspectual. Drept sugestii, în cadrul acestui compartiment am putea menționa, în primul rând, excluderea din cadrul paragrafului dedicat istoriografia lucrărilor periodice, conform ghidului, deci trebuie spus analizei, deci anume publicațiile științifice și o analiză mai profundă a corelației, anume a corelației conceptuale dintre noțiunile de relații bilaterale și proces integraționist. Al doilea capitol include aspectele metodologice, de asemenea sunt relefate, deci în afară de aceste abordări metodologice, cadrul juridic și dimensiunea politico-diplomatică a relațiilor moldo-franceză. Dacă e să ne referim, deci, la primul paragraf,
Deci suntem de părerea că în cadrul cercetării temei date au fost aplicate reușit un complex întreg de metode, fiind elucidate mai întâi conceptele fundamentale pentru lucrare, ca mai târziu să fie concretizate prin abordări practice. În general, metodele utilizate de doctorant au condus la efectuarea unui studiu științific, teoretic și practic complex și multiaspectual. De asemenea, în celălalt paragraf se supune reușit analizei, deci baza juridică a relației moldo-franceze, scoțându-se în evidență acele documente relevante în toate domeniile de cooperare și totalitatea clauzelor care reglementează principiile colaborării dintre aceste două state. Capitolul conține tabele valoroase din punct de vedere științific și anexe care clarifică mai multe aspecte ale problemei date. Ca recomandări la acest compartiment putem evidenția în primul rând reformularea frazei de la începutul paragrafului de 1, adică excluderea verbului, putem concluziona, deci concluziile urmează să fie făcute la sfârșit, clarificarea mai clară ce include metodologia cercetării și enumerarea celor componente la începutul paragrafului metodologic. Elaborarea unor concluzii generalizatoare la 2.2, care să ateste rezultatele analizei cadrului juridic, și la 2.3, care să decidă asupra esenței dimensiunii politico-diplomatice a relațiilor moldo-franceze. Un interes deosebit prezint și cel de-al treilea capitol, care cuprinde analiza colaborării economice și socioculturale a Republicii Moldova cu Franța. De asemenea, o deosebită atenție este acordată investigației colaborării moldo-franceze în cadrul parteneriatului francofon. Trebuie de menționat că investigațiile efectuate în acest capitol sunt consolidate prin desfășurarea metodei interviului, care a făcut posibilă structurarea imaginii pe care o dețin, deci, oficialii francofoni și cei moldoveni despre evoluția relațiilor moldo-franceze și determinarea rolului Franței în procesul integraționist european al Republicii Moldova. De asemenea, s-a reușit identificarea problemelor și posibilor soluții în evoluția relațiilor dintre statele supuse examinării. În același timp, prezintă importanță și valoare analizele comparative efectuate pe baza datelor Biroului Național de Statistică, fiind inserate în acele figuri prezentate în lucrare. Dacă vorbim despre recomandări, o analiză mai profundă a colaborării economice și socioculturale și scoaterea în evidență a celor puncte forte, dar și deficitare, care ar determina problemele și perspectivele parteneriatului moldo-francez. În cadrul compartimentului concluzii și recomandări sunt prezentate rezultatele investigațiilor, atât conceptual-teoretice cât și cele analitico-aplicative, sunt elaborate recomandări, sunt arătate perspectivele cercetării, concluziile generale în prima lucrării caracter finalizat reflectă obiectivele trasate și conținutul relevat în cele trei capitole. Recomandările provin din conținutul tezei și sunt exprimate într-o manieră logică, coerentă, fiind adresate concret anumitor structuri. Analiza complexă a problemei i-a permis doctorantei să formuleze concluziile de rigoare. Și pentru a fi mai convingătoare, în anexă sunt propuse rezultatele bine structurate ale investigației efectuate. Dacă vorbim despre caracterul inovator, deci lucrarea se distinge prin originalitate și profunzimea discursului științific, iar contribuția personală a autorului este imensă. Doctoranta a întreprins o încercare de a construi o imagine integrală a principalelor aspecte ale cooperării moldo-franceze. Dacă vorbim despre respectarea stilului, clarității, precizii exprimării, deci sunt respectate calitățile fundamentale ale stilului, este efectuată o profundă analiză teoretico-aplicativă, iar implicarea critică și interpretativă a autorului este înaltă. Teza doctorandei este bine structurată și se caracterizează printr-o consecutivitate logică, formulare explicită și științifică a conținutului și argumentare foarte bună. De asemenea, putem menționa completitudinea surselor și a referințelor bibliografice, care este destul de consistentă. De asemenea, deci aparatul științific, bibliografia și referințele sunt întocmite conform cerințelor. Sunt respectate toate rigorile și normele privind aspectul tehnic al lucrării și teza este efectuată în totalitate, în conformitate cu ghidul.
De asemenea, dacă e să analizăm rezumatul, acesta reflectă în totalitate conținutul tezei și este elaborat conform exigențelor de rigoare. Ca concluzie, deci în linii generale considerăm că teza de doctor se distinge prin actualitate, noutate științifică, semnificație teoretică și valoare aplicativă, materialul fiind expus coerent și logic argumentat, compartimentele sunt structurate optimal, limbajul expunerii este academic și în contextul celor relevate suntem de părerea că teza și rezumatul corespund exigențelor și doctoranda Violeta Cotilevici merită să îi se confere gradul științific de doctor în științe politice. Mulțumim, doamna referent. Poftiți, vă rog. Doamna Rotaru, vă mulțumesc foarte mult pentru analiza minuțioasă a textului tezii de doctor. Bineînțeles, recunosc pentru care sunt mai puțin reușite și voi luam calcul toate observațiile și recomandările pe care le analizați pentru cercetările ulterioare. În prima parte a tezii, partea introductivă, actualitatea și importanța temei, am făcut într-adevăr referință la două documente, Concepția politicii externe a Republicii Moldova și la Acordul de Asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei și Republica Moldova, ca două documente de bază, deci ca și punct de reper. Vă mulțumesc pentru sugestiile de a utiliza unele expresii în prezentarea relevanța temei de cercetare sau pentru a reformula unele fraze, unele fragmente. Cu privire la obiectivele cercetării, am încercat să le elaborez, le structurez în concordanță cu cuprinsul, doar că au fost momente când iată, spre exemplu, pentru paragraful 3.1 și 3.2, un singur obiectiv, fiindcă el a cuprins și colaborarea economică și cea socioculturală. Respectiv, am încercat pentru fiecare, da, aici mai este un moment, pentru paragraful 1.2 din capitolul 1, au fost două obiective, așa cum mai întâi am făcut o analiză a fiecărui fenomen în parte, relații bilaterale, proces integraționist, politică externă și al doilea obiectiv, deci pentru a identifica interacțiunea dintre relațiile bilaterale și procesul integraționist realizate prin intermediul politicii externe. Deci posibil din materialul modest pe care l-am găsit, cercetări cu privire la relațiile moldo-franceze. Țin să vă mulțumesc pentru recomandările și obiecțiile înaintate. Mulțumim și noi. Acum trecem la următoarea etapă. Noi operativ pentru lucrurile. Întrucât susținerea este publică, cei prezenți colegii de la departament, de la facultate, societatea civilă în general, aveți dreptul să vă expuneți. Membrii comisiei în mod obligatoriu, dar dacă dumneavoastră cineva dorește să se expună opinia, poftiți. Vă ascultăm. Dorește cineva să? Dacă permiteți, domnul, de la societatea civilă, domnul președinte, se poate? Da, vă auzim. Da. Cei care nu sunt în sală, dar prin eu cunosc pe doamna Violeta Cotilevici mulți ani și atunci când dumneavoastră așa a ales tema aceasta pentru cercetarea, noi am bucurat pentru că avem nevoie de specialiști care cunosc, vor să demonstreze interdisciplinaritatea la aceste studii de relații internaționale în domeniul științelor politice. Acest curaj care a avut doamna Violeta Cotilevici a fost susținut de catedra înainte de departamentul catedra în străinie
care atunci a activat doamna Cotilievici și după mai târziu de Departamentul Relației Internaționale. Și vreau să spun că doamna Cotilievici, cu mare, cu spunem așa, interes deosebit a demonstrat pe parcursul anilor și cu suportul conducătorului științei, doamna doctor habilitat, conferințar universitar, doamna Cibotai Svetlana, ei au făcut un lucru enorm, au trecut din această metodologie cercetării din domeniul, noi vorbim despre domeniul științelor umanitare, care doamna Cotilievici cunoaște la perfecție, fiind specialistă în domeniul limbilor străine și aspecte metodologice, cunoaște foarte bine de predare, și a trecut în domeniul științelor politice. Și eu am ascultat cu mare atenție observațiile care au fost. Da, ei poate sunt aici la etapa aceasta, dar totodată teza a demonstrat că noi avem un specialist nou în domeniul științei politice, format sub această prismă de prismă enorm actuală la etapa aceasta, când specialiștii în domeniul nostru să fie nu numai specializați în cercetare, în cercetarea de știință politică, dar și de conlucrarea aceasta, parteneriatul cu savanții și mediul academic occidental, și mie îmi pare că în viitor această interdisciplinaritate care pe deplin este reflectată și în teza, dar să fie să ajute și să contribuie la dezvoltarea Departamentului Relației Internaționale și Facultății. Eu transmit felicitările atât doamnei Violeta Cotilievici și conducătorul științific pentru rezultatele atinse și sunt sigură că viitorul cercetătorului, care este muncitoare enormă și creativă, o să fie pentru dezvoltarea științelor în relații internaționale, încă are viitorul și perspective mari. Eu vă doresc succes! Mulțumim, mulțumim, doamnă Teoasă, ați apreciat foarte la moment și foarte bine că e un bun specialist. Contribuiți și ajutați să o aranjăm la serviciu, să țin un curs în domeniul relațiilor internaționale interesant. Cu atât mai mult cunoaște la perfecție două limbi. Asta e mult înseamnă în zilele noastre. Dar poftiți, poftim. Cine mai dorește, dacă mai dorește din societate civilă, din colegi? Și apreciere domnului profesor Valentina Ciocă. Da. Cu succes competitorului, doamnei Violeta Cotilievici și, deci, în final, reușit. Sper să mai simt la adevărat de piață. Mulțumim. Bine acceptată, deci, în organul respectiv. Și doamna, deci, va verifica aceste cunoștințe cu studenții și naturalii de profesor. Succes. Mulțumim, domnul profesor, mulțumim. Mai sunt doritori din colegi din societate civilă. Acum noi, în mod obligatoriu, domnul Vasilescu, domnul președinte, mă auziți? Nu, clasă. Domnul Vasilescu. Domnul profesor, Eu am rugat, dacă inclusiv pot să dați știri literatul meu. Da. Domn Vasilescu, poftim. Domn Vasilescu, mi-ați conform referatul sau vreau puteți să mă expuneți așa? Eu am vrut conform referatului și concluziile pe care le-am făcut acolo. Poftiți? Permiteți să-ți dau citire referatului domnul profesor Vasilescu. Dumnealui
Dumnealui vorbește despre valoarea teoretico-aplicativă a lucrării, vorbește foarte detaliat. Evaluată în ansamblu lucrarea Violetei Cotilievici este una calitativă, bine scrisă și argumentată, conține elementele necesare de noutate și originalitate științifică, un bogat material faptologic, interesante și importante concluzii, la fel și un șir de recomandări adresate structurilor din Republica Moldova responsabile de promovarea politicii externe, inclusiv Parlamentului, președinției, Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, în vederea consolidării parteneriatului moldo-francez, dezvoltării ascendente a relațiilor moldo-franceze în contextul procesului integraționist european. Sunt descrise și scoase în evidență și anumite necesități și perspective în ceea ce privește cercetarea de mai departe a problemelor legate de tematica tezei. În calitate de anumite doleanțe și posibile recomandări, am putea atrage atenția la câteva aspecte. În primul rând, ceea ce ține de priorități și prioritizări, e clar că pentru noi, Republica Moldova, cooperarea și parteneriatul cu Franța este o prioritate incontestabilă de prim rang. Dar pentru Franța, țară mare care are multe interese și priorități la nivel, la nivel regional, european, dar și global, este la fel, unde suntem noi printre prioritățile politicii externe franceze, ce loc ocupăm noi, mai ales într-o lume atât de schimbătoare și imprevizibilă, cu multiple noi probleme și provocări. La aceste întrebări rămâne de căutat răspunsuri. În altă ordine de idei, ar fi fost interesant și util dacă în lucrare se elaborau și se propuneau anumite strategii mai concrete, poate de construit și anumite scenarii de posibilă dezvoltare, evoluție a relațiilor moldo-franceze în contextul schimbărilor care intervin, inclusiv în vederea apropierii alegerilor prezidențiale din Franța din 2022. În concluzie, putem menționa că teza de doctor a Violetei Cotilievici, relațiile moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, realități și perspective, corespunde tuturor cerințelor față de asemenea lucrări, iar autoarea ei merită conferirea gradului științific de doctor în științe politice la specialitatea solicitată 562-02, istoria relațiilor internaționale și politicii externe. Mulțumim mult, domn profesor Vasilescu. Mulțumim, domn Vasilescu, dacă mai are dumneavoastră ceva de... Mai aveți ceva de completat sau ne limităm la asta, domnule? Mulțumesc! La asta ne limităm. Mulțumesc! Tot, da. Domnul profesor Vasilescu, vă mulțumesc frumos pentru o idee interesantă și utilă de, care o să-mi servească pentru cercetările ulterioare. Deci voi continua să urmăresc evoluția relațiilor moldo-franceze, valorificându-le în articole științifice, în revistele de specialitate. Sper în schimbări pozitive în relațiile dintre cele două state, așa cum guvernarea actuală a reluat, a activizat dialogul politic moldo-francez. Și ca răspuns la întrebarea unde se află Republica Moldova printre interesele politicii externe a Franței, așa cum am mai spus, deci interesul cel mai mare, bineînțeles, în colaborarea moldo-franceză aparține Republicii Moldova. Deci fiind un stat tânăr, în curs de dezvoltare, Republica Moldova are nevoie de susținerea statelor înalt dezvoltate, în cazul dat are nevoie de susținerea Franței. Republica Moldova printre prioritățile politicii externe a Franței, deci în urma analizei documentului Cartea Albă cu privire la politica externă și europeană a Franței, vedem că unul din obiectivele propuse totuși este de a contribui la stabilitatea și prosperitatea regiunilor învecinate cu Uniunea Europeană. Deci Franța intenționează să încurajeze Uniunea Europeană să-și dezvolte instrumentele de securitate, dezvoltare, bună guvernanță, să introducă țările din vecinătate într-o rețea mai densă de solidaritate și cooperare, care trebuie să aducă o contribuție tangibilă la stabilitatea și prosperitatea lor. Problemele Republicii Moldova sunt multiple, așa cum am și enumerat. Bineînțeles că acum Republica Moldova are mai întâi de lucrat asupra reformelor pentru a câștiga credibilitatea Franței și a Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domn profesor. Mulțumim! Acum nu e mod obligatoriu. Stimați colegi, stimați membri a comisiei, în primul rând, stimați colegi ai catedrei, eu am făcut, iată, avizul, așa cum prevede regulamentul acest aviz. Dar eu, ca să nu citesc, vreau să mă expun și eu în câteva
minute, așa să spunem, referitor la teza care e prezentată azi pentru susținere. Eu în viața mea am citit multe, multe lucrări, am fost ședinte la multe lucrări și teze, susținere și așa mai departe, nu teza am citit. Am avut și am doctoranți foarte buni, mai puțin buni și nu chiar buni, mă rog, dar așa e la noi în știință. Vreau să spun de la bun început că lucrarea este scrisă la un nivel foarte și foarte înalt, bine argumentat și foarte, foarte bine documentat. Asta înseamnă foarte mult. Printre altele, asta e prima teză la unde eu am observat, am văzut că document, acordul de asociere e scris complet. Toți și ziariști și am acord de asociere. El trebuie numit complet, așa cum a fost publicat în jurnalul Uniunii Europene. Este bine argumentat teza, actualitatea temei, este bine structurată, consider. Este un plus al cercetătorului, cercetător noi spunem și noi spunem autor, iată ziariști tot timpul. Președinta, nu-i corect președinta, e președintele, nu-i decaneasă, dar e decan al facultății, autorul, vă zic că are o opinie proprie, așa, anumite probleme, își expune propriul punct de vedere, asta e bine, face comparații pe multe probleme, a lucrat în arhiva Ministerului de Externe și Integrării Europene și sunt multe materiale acolo. Are 24 de publicații, comunicări la conferință, publicații în reviste de specialitate, în studii și așa mai departe. Eu pot să vorbesc mult, dar vreau să spun în linii generale că teza este scrisă la un nivel foarte înalt, materialele tezei pot fi utile, folosite pentru cursurile ținute la facultățile de relații internaționale, la facultate de istorie, deci tot e binevenit. De politicieni, când ar fi rău, că iată și recomandările care le-au făcut. Concluziile și recomandările, care sunt bine argumentate, sunt cu atât mai valoroase că dumneai nu este un simplu cercetător al evenimentelor, dar este un participant activ și avizat în domeniu, activând mai mult timp într-unul din proiectele francofone la noi în Republica Moldova, unde a ținut cursuri de limba franceză pentru funcționarii publici din Republică. Eu consider că lucrarea este scrisă la nivelul cel mai înalt, are implicații practice, autorul merită pe deplin să-i se acorde titlul științific de doctor în științe politice la specialitatea istoria relațiilor internaționale și politicii externe și, încă un moment, eu mai am de spus, noi în procesul verbal trebuie să însemnăm, de atâta eu propun, ca lucrarea să fie recomandată pentru publicare, fiindcă teza este de uz intern. Cititorul folosește numai autoreferatul, dar teza, dacă va fi lucrare, va fi publicată în contul cerințelor, altor cerințe care se privește pentru monografie și așa mai departe, el va fi pentru lat, pentru cititori, pentru studenți, pentru masteranți, pentru doctoranți, etc. Eu asta am vrut să spun că susțin întru totul acordarea titlului științific de doctor în științe politice la specialitate respectivă. Stimate domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru înaltă apreciere, pentru încurajare, pentru recomandările pe care mi le-ați dat pe parcurs și, bineînțeles, sunt de acord cu toate sugestiile pe care dumneavoastră mi le-ați înaintat cu privire la cercetarea realizată. Vă mulțumesc. Mulțumim. Eu acordăm cuvântul doamnei Gârbu, da? Da, Diana Gârbu, stimați membri ai comisiei. Da. Am permis să dau și eu referatul cu privire la analiza tezei doamnei Violeta Cotilevici. În condițiile actuale de intensificare a dezbaterilor referitoare la politica externă a Republicii Moldova, subiectului vectorului de integrare europeană, a statului și relațiile cu statele membre ale Uniunii Europene, teza de doctorat, relațiile moldo-franceze în contextul proceselor integraționist european, realități și perspective a doctorandei Violeta Cotilevici, este de o actualitate științifică-practică înaltă.
Doctorata elucidează relevanța studiului relațiilor moldo-franceze în condițiile rolului pe care îl are Franța pe arena internațională, argumentând că cooperarea cu Republica Franceză ca stat influent se numără printre obiectivele strategice ale politicii externe a Republicii Moldova, iar susținerea politică economică și socioculturală acordată de către Franța reprezintă un suport și în procesul de democratizare a societății moldovenești. La baza cercetării sale, autorul a combinat metodele teoretice empirice și empirice de natură interdisciplinară, care au contribuit la implementarea studiului relațiilor bilaterale ale Republicii Franceze cu Republica Moldova, în contextul proceselor integraționiste europene. Utilizarea în lucrarea unui complex de metode științifice au contribuit la valorificarea rezultatelor studiului, cele mai importante dintre care fiind metoda analitică, instituțională, behavioristă, studiul documentar, etc. Lucrarea este compusă din introducere, 3 capitole, concluzii, recomandări, bibliografie și anexe. Am făcut analiza expunerilor pe capitole. Totodată, remarcând aspectele pozitive ale lucrării, menționăm și unele aspecte naturale cărora ar putea fortifica caracterul științific al cercetării. Astfel, teza ar fi avut de câștigat dacă autorul ar fi actualizat și examinat datele cu referire la situația conaționalilor, migranților moldoveni în Franța, însă acest lucru nu diminuează din calitatea lucrării. Apreciind aparatul științific complex, bibliografia extinsă utilizată în lucrare, noutatea științifică, originalitatea și profunzimea discursului științific din teza de doctorat, relațiile moldo-franceze, în contextul proceselor integraționiste european, realități și perspective, consider că autorul ei, doctoranda Violeta Cotilevici, merită să îi se acorde titlul științific de doctor în științe politice la specialitatea 562-02, istoria relațiilor internaționale și a politicii externe. Mulțumim! Mulțumim și noi mulțumim! Epuizați că ați dat parte, da? Vă mulțumesc frumos, doamna, pentru analiza lucrării, pentru recomandările și pentru sugestii. Deci o cifră exactă a numărului de migranți moldoveni în Franța nu a putut fi prezentată așa cum marea majoritate dintre moldoveni aflați pe teritoriul Franței dețin și cetățenia României și pentru a se afla legal pe teritoriul Franței, moldovenii prezintă de cele mai dese ori pașaportul român. În paragraful 3.2 se menționează că numărul migranților moldoveni în Franța se încadrează între 25.000 și 40.000, așa cum Ambasada Republicii Moldova la Paris prezintă date diferite de cele ale autorităților franceze. Vă mulțumesc, doamna Cărbu. Da, mulțumim mult. Acum, conform procedurii de susținere publică a tezei de doctorat, trebuie să examinăm proiectul rezoluției membrii comisiei, să examinăm... Noi am repartizat oamenii sau votat. Evaluare de doctorat. Dacă sunt unele obiecții... Propunere de a primi, de a accepta ca bază. Dacă o să fie completări ceva pe parcurs, ca bază. Membrii comisiei, să accepte locuința? Da. Votăm membrii comisiei. Bun. Etapa? Da. E important să vadă și... dacă puteți includeți ca să vadă la pentru ceilalți membri a comisiei online care sunt, dacă au votat pro. Se vede, da? Da, se vede tot, da. Bun. Înțeles. Acum, conform regulamentului și a membrii comisiei, trebuie să decidă, să voteze. Sunt un șir de întrebări. Criterii pe care noi trebuie să le ținem de evaluare. Evaluarea tezii. Întrucât noi suntem aici, trebuie să, în altă odaie, întrucât este instalat, tot așa procedăm și mai în anterior, săptămâna trecută, când am avut ședință. Noi vă rugăm, poate așa, mă consult cu dumneavoastră, poate în timp de 10 minute noi ne consultăm aici și cu domnul Vasilescu, dar dumneavoastră peste... Și domnul Moraru, care este la distanță, dar dumneavoastră peste 15 minute vă conectați, dacă se acceptă așa. Alți membri ai Comisiei de susținere a tezei doctorată, doamne Violeta Cotilevici, permiteți-mi să dăm știre rezoluții de evaluare a tezei de doctorat și atribuirea calificativului.
Comisia de doctorat formată prin hotărârea Consiliului Științific al Universității de Stat din Moldova din 4 noiembrie 2021, în rezultatul susținerii publice de către Violeta Cotilevici a tezei de doctor în științe politice la specialitatea 562-02, istoria relațiilor internaționale și politice externe cu titlul Relațiile moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, realități și perspective, la data de 22 decembrie 2021, a concluzionat următoarele. Teza de doctor în științe politice cu titlul Relațiile moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, realități și perspective, prezintă o lucrare științifică cu o structură logică și bine argumentată, întrunește exigențele de conținut și de formă stabilite. Principalele teze și concluzii au fost discutate în cadrul conferințelor științifice la care autorul a participat, iar altele au fost reflectate în publicațiile științifice. Rezumatele prezentate conțin principalele idei, concluzii și recomandări ale tezei. Teza corespunde cerințelor înaintate de actele normative în domeniu. Concluzia. Concluzia. Concluzia, da. Să punem concluzia, să nu citim tot. Da, au fost evaluată lucrarea conform criteriilor de evaluare tezei de doctor. Având în vedere cele constatate, Comisia de doctorat a hotărât a atribuit tezei de doctor în științe politice relațiile moldo-franceze în contextul procesului integraționist european, realități și perspective, elaborată de doamna Violeta Cotilevici, calificativul foarte bine. A propune de a acorda doamnei Violeta Cotilevici titlul de doctor în științe politice la specialitatea 562-02, istoria relațiilor internaționale și politice externe. Pentru atribuirea calificativului respectiv și propunerea de acordare a gradului științific de doctor în științe politice, doamnei Violeta Cotilevici, Comisia de doctorat, în prezența a 7 membri din numărul total de 7, a votat în felul următor, pro 7 persoane, toți membrii comisiei au votat contra pro. Contra zero. Prezenta rezoluție se înaintează spre validarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Acum noi trebuie să votăm, confirmăm. Eu vă rog, votăm, domnul Morar, votăm. Bun. Și tot pentru proces verbal. Eu am mai fost o propunere de a recomanda teza pentru publicare. De a recomanda teza pentru publicare. Cine pentru? Vă rog în proces verbal, documentul se trebuiască, de inclus, a recomanda teza pentru publicare. Îmi pare că e cam tot, da? Timpul, regulamentul și timpul, noi l-am epuizat. Felicităm doctoranda, conducătorul științific, membrii comisiei pentru ține, colegii de la catedră și la facultate. Dacă îmi permiteți. Da, da, da. Stimați membrii ai Comisiei de Doctorat, vă mulțumesc enorm pentru efortul depus de dumneavoastră, în primul rând că ați acceptat să fiți membrii ai Comisiei de Doctorat, pentru faptul că ați făcut o analiză atât de minuțioasă a cercetării și ați venit cu recomandări, sugestii care cu siguranță îmi vor aduce un plus valoare la cercetările ulterioare. Dacă să iau în ordine cronologică, mai întâi aș vrea să mulțumesc doamnei profesor Teosa pentru o altă apreciere, pentru încurajarea și pentru încrederea care mi-a dat-o ca să totuși să fac această cercetare în domeniul științelor politice. Vă mulțumesc foarte mult, doamna profesor, vă sunt recunoscătoare. Doamna conducător științific, doamna Cebotari, eu am avut o ocazie, cred că rară să spun așa, să am așa un conducător științific cu care am lucrat atât de ușor pe parcursul acestei perioade. Dumnezeu a fost acea care mi-a dat un impuls de fiecare dată când poate am fost mai pasivă și am reușit să scriu și articole științifice, să particip și la manifestații științifice. Vă mulțumesc foarte mult pentru efortul pe care l-ați depus de dumneavoastră pe parcursul acestor ani. Mulțumesc la fel doamnei șef departament relații internaționale, doamna Cristina Iejov. Am avut
atât de câștigat la teză în urma acelei susțineri preliminare care a fost organizată în cadrul departamentului și mulțumesc tuturor membrilor departamentului. La fel, domnul Roman, care la acea etapă a făcut o cercetare minuțioasă a tezei. Vreau să mulțumesc echipei Comisiei de Ghidare a tezei. Am lucrat foarte mult cu domnul profesor Caldare, care de fiecare dată m-a îndrumat, mi-a oferit literatura respectivă pentru a face această cercetare. La fel țin să mulțumesc regretatului Emil Ciobu, Dumnezeu să-l odihnească în pace, care la fel a fost membru a Comisiei de Ghidare și care am lucrat pe parcursul acestor ani și care a participat și la ședința aceasta preliminară din aprilie în cadrul departamentului. Și bineînțeles doamne Veronica Rotaru, care tot a fost membru a Comisiei de Ghidare și datorită acestei echipe împreună cu conducătorul științific am ajuns astăzi, iată, la final cu cercetarea. Vă mulțumesc foarte mult pentru... Ordinea de zi, ordinea de zi a epuizat. Vă dorim sănătate la toți sărbătorile care vin. Sănătate!